La doar 18 ani are deja 2 medalii de aur și pentru Olimpiada Internațională de Matematică și nu vrea să se oprească aici. Pavel Ciurea este un nume sinonim cu excelența. Este cel mai bun din lume la matematică. A luat aur la Olimpiada Internațională. Deși în copilărie își dorea să devină fotbalist, acum este sigur că matematica este soluția corectă pentru el. Ore întregi de muncă, sacrificii, profesori inspirați și pasiune. Aceasta a fost în cazul lui Pavel ecuația cu care a trebuit să lucreze. Soluția a fost una demnă de reținut. 2 medalii de aur consecutive la Olimpiade Internaționale de Matematică. Pavel povestește însă că nu de puține ori, deși prietenii lui ieșeau afară, el rămânea în casă printre culegeri și manuale. Poate mai puțin ieșit în oraș, mai puțin stat la taclare cu prietenii, dar cel mai important, mai puțin stat pe internet. Adică am încercat să nu stau să pierd timpul pe, nici n-am TikTok, dar să zicem Instagram, YouTube sau alte feluri. Adică Instagram-ul l-am downloadat, mi-am făcut cont de Instagram după ce am luat prima medalie de aur, ca să fiu sigur că reușesc să îmi ating numărul de ore de muncă. Pentru această primă medalie, inclusiv părinții lui au făcut sacrificii. Olimpiada a avut loc tocmai în Japonia, așa că toată casa trebuia să facă liniște încă de la ora 17, ca el să poată dormi. Mesele le lua tot după orele din Asia. Mulțumesc părinților că m-au ajutat cu treaba asta. Îmi găteau și mie înainte să mă culc și așa, adică... Primul concurs de matematică la care Pavel a participat a fost în clasa a 5-a, când una dintre profesoarele lui a văzut în el istețimea necesară să treacă peste orice problemă, cu ajutorul pixului și al unei rigle. La momentul în care m-am apucat de olimpiade, efectiv, a fost undeva la final de clasa 5-a, început de clasa 6, când am fost la un concurs cu doamna profesoară de la clasă, care după aceea m-a luat și mi-a oferit meditații gratis până am ajuns la Olimpiada Națională. Și acum își amintește cât de emoționat a fost la prima sa Olimpiadă Națională. La prima Olimpiadă Județeană și la prima Olimpiadă Națională a fost mult mai complicat. Țin minte că nu reușeam, am avut o problemă de geometrie, problema 4 de la Olimpiada Națională și nu reușeam să-mi fac desenul cu rigla și cu compas, îmi tremura mâna prea tare, așa că au fost multe emoții. Emoții au fost și la prima Olimpiadă Internațională. Pentru Pavel, aurul obținut atunci este și acum cea mai importantă medalie, chiar dacă a găsit soluția pentru primul loc și anul acesta. Medalia de aur de la Olimpiada Internațională din 2023, fără doar și poate, a fost cea mai importantă, pentru că odată a fost prima participare la Olimpiada Internațională, la un concurs internațional care presupunea o calificare selectă. Și a venit și după foarte multă presiune, pentru că în 2022 România luase cel mai bun rezultat pe care luase din 2000 încoace, a fost locul 5 mondial și toată echipa a fost formată din elevi de clasa 11 și clasa 10, adică toți erau eligibili să participe și în 2023 și totuși am intrat în echipa. Procedeul de selecție a echipei pentru mondiale începe încă după faza națională, când se selectează loturile. Cei care vor să meargă la faza internațională dau apoi 4 sau chiar 5 teste de selecție până se stabilește echipa finală de 6 membri. Aceștia trec apoi printr-un proces intens de pregătire de o săptămână. Pe lângă partea de calcul, elevii învață aici și ce cutume trebuie să respecte. Acolo, sincer, am simțit că chiar în primul an, în clasa 10, când m-am calificat, m-au ajutat foarte mult colegii, pentru că mi-au dat sfaturi despre cum trebuie să redactez, cum să marchez foile, pentru că par niște lucruri foarte mici. Numai că faptul că le știi înainte de concurs ajută mult. Însă, deși avea toate aceste cunoștințe, dar și dovada că exercițiile de matematică nu-l fac să transpire, cea de-a doua Olimpiadă Internațională nu a venit fără emoții. Totuși, Pavel a reușit să obțină 29 de puncte din 40 și două posibile. Surprinzător, am avut chiar mai multă presiune decât în anul precedent, pentru că oarecum deja, adică dacă în 2023 era așa, se aștepta lumea oarecum să scot un rezultat ok, anul acesta deja venim după Olimpiada Internațională de anul trecut, deja era și mai multă presiune, pentru că odată că nici noi eram cel mai mic din lot, așa că nu mai aveam scuza că sunt la prima participare și aveam și medalia de anul trecut, așa că venim cu mult, mult mai multă presiune. Pavel spune că matematica nu a fost însă prima variantă pentru el. În copilărie visa să devină fotbalist. Acum însă soluția este clară. Matematica. Îmi doresc să activez tot așa, poate să fac, iau un doctorat în matematică sau un domeniu legat oarecum, poate ceva inteligență artificială, că acum este, o văd ca un domeniu de viitor. Pavel se gândește să plece în străinătate pentru studii. Necunoscută este însă deocamdată țara în care va învăța. Îmi doresc ori în Marea Britanie la Cambridge, ori dacă nu în Statele Unite, eu știu, la o facultate mare ca MIT, Harvard, Princeton, eu știu, vedem cu ce oferte vine, cine mă acceptă. Chiar și așa, Pavel ne-a mai spus că după ce va termina una dintre facultățile de top ale lumii, s-ar putea reîntoarce acasă.